Salut! Uite, asta să fie un video un pic mai ciudat, așa, mai... pentru oameni mai ciudați. E legat de exorcisme și de îndepărtarea diavolului din om. Acum, spun ceva, sunt oameni care sunt controlați total. În sensul că aceste energii, creații ale minților lor, și nu numai, inclusiv energii reale din afară, invizibile, iau control total. Persoana respectivă nu se poate abține de la diverse vicii, nu poate să-și controleze. Sunt unii care sunt așa de controlați că și corpul fizic este sub controlul acestor entități. Acum, ăsta e un video mai mult științific, fantastic, nu trebuie să crezi tot ce spun eu, eu spun mai prostii, dar îți zic așa ca idee, sunt oameni care sunt controlați de entități ale minților lor, cumva le-au fătat mintea în pui. Și mintea ta poate să făteze, sau să fete, am uitat limba română, mă, să fete pui plăcuți, depinde câte gunoaie ai în cap. Eu zic grădina minții, grădina minții, adică poți să creezi buruieni, poți să creezi flori, dar alea sunt gândurile tale care poți să ia putere. Depinde cât te gândești la ele, cum le folosești. Deci, cu mintea ta poți să distrugi, poți să iubești, poți să creezi. Deci e un sistem de energie foarte puternic și foarte sofisticat. Și acum îți zic așa ca paralelă, paranteză. Acești diavoli ai lumii, inclusiv lumii politice și militare, știu puterea minții umane și vor să o folosească în interesul lor. Vor să te facă să te crezi slab, plin de frică, pentru că în felul ăsta te controlează. Frica este partea unui demon care, dacă ia control asupra deciziilor tale, te lasă în prada diavolului, deci celor mai mari, la nivel mai mare, la nivel spiritual. Deci ei au nevoie de un mic soldăței în mintea fiecăruia pe care să-i folosească. Și astea sunt gândurile rele, infecțiile sau virusările minții umane, care lucrează la rău. Și acești diavoli sau aceste entități destructive au un rol. Asta era șeful meu care conducea o mașină, cred că de vreo 100 și ceva de mii de dolari, o mașină electrică de putere, în fine. Și cam asta e. Deci tu dacă ai sămânța răului în capul tău, buruienii alea sau drăgușorii ăștia mici, care ți-o făta mintea ta, tu de fapt nu ești curat spiritual și inviți aceste entități de afară. Cumva sunt caii troieni ai minții tale, care lasă invadatorii. Pentru că acești cai troieni deschid porțile. Deschid porțile răului, diavolului, care poate să ia formă materială și care poate să-ți controleze emoțiile și acțiunile tale. Poate să-ți distrugă viața, poate să-ți distrugă casa și viața la nivel material. În sensul că poate să facă distrugeri reale. Păi noi suntem informații aici, un fel de programe speciale create de Dumnezeu. Și acum aș putea divaga, dar o las pentru altă dată. Mintea ți-o fătat un pui. Tata meu zicea chestia asta, nu știu de eu scos-o el, dar în fine, nu prea înțelegeam eu despre ce e vorba. Dar cam asta e explicația. Bun, exorcizare. Legat de exorcizare. Trebuie și preotul să fie foarte curat la inimă, să fie curat în sensul că n-are nici gândurile cele mai vagi despre răutăți. Inclusiv despre chestii de-astea care duce la vicii, la plăceri, la plăceri carnale. De exemplu, o poftă de grătar
pare fi nevinovată. Pare fi nevinovată pofta de grătar, vrei o bucată de vacă, știi? Dar trebuie să știi unde să duce gândul ăla. Că gândul ăla poate să rămână la hrănirea corpului fizic sau poate să ducă la pofte și plăceri. Și omul normal poate să zică, păi atunci la ce mai trăiesc dacă nu mănânc și eu un grătăren și o berică? Vezi? Trebuie să știi limita. Când caz în alimentarea plăcerilor carnale și ești ușor de manipulat și cât, care e limita hrănirii corpului fizic? Na, corpul fizic e făcut aici ca să aibă nevoie de nutrienți. Da, bun. Deci momentul în care preotul se roagă și postește, e, ăla se apropie mai mult de Dumnezeu și își curăță sufletul. Deci cumva face curat în grădinuța aia a minții și elimină acești caitroieni, aceste gânduri care duc la murdăria sufletului și care pot să invite demonul celui pe care îl exorcizează, nu? Că deci preotul nu vrea să scoată afară ăla și ăla care acum n-are căsuță caută adăpost. Și ăla găsește adăpostul în mintea preotului, dacă mintea preotului e murdară. Și se trezește preotul că primește gânduri de astea de, eu știu, pornografie sau ce-o mai fi în mintea lui ascunsă, știi? Și nu mai scapă de viciu cu tare. A viciu alcoolului sau eu știu ce mai are, că și preotul e om normal. Dar bun, hai că te-am lăsat, vorbim, pa, pa.